Pe durata operațiunii vor fi monitorizate următoarele tipuri de vehicule: biciclete și motociclete, autoturisme, microbuze, autocamionete și autospeciale până la 3,5 tone, autocamioane și derivate cu 2, 3 și 4 anexe, autovehicule tip tir, autobuze, tractoare, autocamioane cu remorcă și vehicule cu tracțiune animală. Potrivit CNADNR, înregistrările de trafic se desfășoară după un calendar prestabilit, timp de 10 zile în diferite perioade ale anului, respectiv 2 zile în luna aprilie, 2 zile în luna mai, 3 zile în luna august, 1 zi în luna octombrie și 2 zile în luna noiembrie. La nivelul județului Alba, această activitate este desfășurată de Consiliul Județean Alba prin Societatea Drumuri și Poduri Locale Alba. Accesământul autovehicului este absolut necesar pentru dimensionarea fluxurilor pe drumurile județene naționale, necesar pentru proiectare și necesar pentru a avea o viziune vis-a-vis de dezvoltarea drumurilor județene și naționale. A început, va continua pe durată de un an de zile și sperăm că rezultatele lor să ne poată crea o bază actuală a ceea ce înseamnă trafic și o perspectivă viitoare. Recensământul traficului rutier se va încheia în data de 14 noiembrie 2015 la ora 20. Recensarea traficului rutier se efectuează periodic, odată la 5 ani. Acțiunea are loc ca urmare a recomandării Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite și se va desfășura în toate țările Uniunii Europene.